Siretul se confruntă cu o uriașă criză financiară și socială. Firma HS Timber Group a decis să își restrângă activitatea în România și va închide fabrica de la Siret. În consecință, 250 de sireteni își pierd locurile de muncă, iar bugetul primăriei rămâne fără fonduri importante. Dar pierderea pentru orașul Siret este una incomensurabilă. Probabil sunt aproximativ 200-250 de sireteni care vor rămâne acasă și care vor trebui să-și caute de lucru. Nu va fi absolut deloc ușor. Aceasta se adaugă faptul că orașul Siret pierde într-un an de zile aproximativ 1 milion de lei din cota de 63% ce este alocată din impozitul pe venit din salarii autorităților publice locale. La acest milion de euro, să nu uităm că firma Schweinhofer a fost întotdeauna generoasă cu noi și cred că am obținut în acești 11 ani aproape 2 milioane de euro donații și sponsorizări. Cum un necaz nu vine niciodată singur, primăria Siret a rămas cu o gaură uriașă în buget pentru că guvernul a decis să nu acopere creșterea prețurilor la materiale de construcții și manoperă pentru proiectele europene. Fondurile suplimentare sunt asigurate de primării. Este vorba despre sume de aproape 9 ori mai mari față de atunci când au fost semnate proiectele. La capitolul finanțe publice, la capitolul bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, această pierdere de 1 milion de lei se adaugă unui gol din bugetul local de aproximativ, spunem noi, 3 milioane de lei. Doar pe cheltuieli de funcționare vom avea așa un minus aproximativ de 4 milioane de lei. Deci, repet, doar pe cheltuieli de funcționare. De unde vine golul acesta? De unde vine acest gol este foarte simplu. Orașul Siret derulează doar prin program operațional regional proiecte de peste 26 de milioane de euro. Proiecte începute în anul 2017-2018 din cauza creșterii prețurilor la materiale și la manoperă, cofinanțarea proiectelor a crescut în momentul de față la peste 22 de milioane de lei. Deci dacă acum 3 ani când am depus proiectele, cofinanțarea aceasta era de aproximativ 2,6 milioane de lei. Acum acestea au crescut de aproximativ 9 ori, 8,5 ori. Am făcut calcul. Astfel, am fost nevoiți să contractăm un credit la trezoria statului de peste 13 milioane de lei. Doar anul acesta vom fi nevoiți să rambursăm suma de 4,8 milioane lei rate și dobânzi. Ca o paranteză, e important lucrul acesta de spus, e că pe proiectele naționale, prin PNDL, Compania Națională de Investiții, toate aceste creșteri au fost suportate de la bugetul de stat, iar pe proiectele europene, autoritățile locale au fost lăsate să se descurce cum au putut și, evident, au contractat aceste credite. Întrebarea mea este unde este această egalitate de șanse între cei care au muncit și s-au străduit să câștige fonduri europene sau cei care s-au dus cu cerutul la Guvernul României pentru aceste programe naționale. Astfel, la un calcul simplu, arată că la un buget al orașului Siret de aproximativ 10 milioane de lei, doar 4,8 milioane lei, doar în ghilimele, trebuie să achităm rate și dobânzi la trezorerie. Caz contrar, a doua zi, trezoreria statului ne blochează conturile din impozitul pe venit și din cotele defalcate din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrare, adică undeva la peste 70% din buget. Deci nu ai nicio șansă să nu plătești acești bani, aceste rate și dobânzi la termen.
Primarul a mai spus că diferența de până la 10 milioane de lei se va duce în totalitate pe salarii. Alesul local a atras atenția că și la acest capitol primăria rămâne parțial descoperită, pentru că nu are suficiente fonduri pentru a asigura plata salariilor până la sfârșitul anului. Iar diferența până la 10 milioane de lei se duce în totalitate pe salarii, rămânând și acolo salarii neacoperite de aproximativ 1 milion de lei. Deci nu vom avea resurse financiare și, repet lucrul acesta, 0 lei sau nu vom avea niciun leu pentru plata facturilor la telefon, la încălzire, pentru spații verzi, pentru întreținere străzi, pentru azilul de bătrâni, pentru cele 3 școli, grădiniță, școala gimnazială sau colegiul Lascu Vodă. Să nu uităm, în Siret mai sunt și 2 spitale. Unul din ele anul acesta are acreditare și va trebui să fie ajutat, să fie susținut. Nu mai spun nimic de sport sau de cultură. Și mai mult decât atât, nu vom putea aloca nici cheltuieli cu viitoarele proiecte prin port sau prin PNRR, bat la ușă, sau prin PNDL, studii topo, geo, eu știu, expertizii sau studii de fezabilitate. Primarul a explicat că pentru a strânge cureaua, primăria va fi nevoită să renunțe la activități considerate de legislație neesențiale. Se gândește inclusiv la închiderea centrului de vaccinare din oraș. Adrian Popoiu a înștiințat prefectura, Consiliul Județean, Ministerul de Finanțe și Asociația Municipiilor și Orașelor cu privire la aceste neajunsuri. Deocamdată nu a primit însă niciun răspuns.